Bună seara și salut la toată lumea. Este primul vlog de acest gen de la mine pe canal. Nu sunt în măsură să, adică nu obișnuiesc să fac lucruri de genul acesta. Dar trebuie. Și am simțit că e bine să împărtășesc cu lumea părerile mele legat de noul vaccin coronavirus, că asta e pe buzele tuturor în momentul de față și nu cred că e cineva care să nu fi auzit despre asta. Am avut o discuție cu niște prieteni în această seară, vis-a-vis de vaccin, de păreri și să ne spunem, ne-am zis fiecare părerea și eu am venit cu una diferită față de a lor și automat am fost contrazis. Video-ul ăsta nu vreau să fie unul lung, nu va fi unul plictisitor, vreau doar să punctez câteva idei despre ceea ce cred eu. Nu vreau să fac o campanie anti-vaccinare COVID, nu vreau să pun lumea să refuze vaccinarea, nu vreau să intru în polemici că s-a tot vorbit despre Bill Gates, 5G și toate nebunile astea. Mă rog, ce cert este că în lume, la momentul de față, se află ceea ce se vrea să se afle pentru populația în rândul oamenilor de rând, populația majoritară a globului și a oamenilor neînsemnați. Niciodată nu o să știi ceea ce știe o superputere. Da? Niciodată nu o să știi adevărul la cel mai înalt nivel, ci doar ceea ce vor să ne transmită ziarele și televiziunile, prelucrând anumite idei, probabil și autorul articolelor sau cel care. Așa îți relatează într-un mod subiectiv sau obiectiv, asta contează mai puțin. Bun, trecem peste. Ceea ce vreau eu să transmit din punctul meu de vedere este lucrul pentru care am început acest video. Vaccinarea, deci nu mă refer la tulpini, la toată lumea, China, Taiwan, toate astea. Nu. E doar despre vaccinare și ceea ce se întâmplă în momentul de față. Fără să vrea marele puteri sau autoritățile din țară și din străinătate, da? Anumite vești, anumite dovezi, mai sunt scăpate printre degete câteodată. Și aici, lumea care gândește, da, poate face o legătură cu efectele și beneficiile a ceea ce se promovează. Bun, mergând mai departe, încep prin a spune că nu mă voi vaccina niciodată. Da, ați auzit bine, puteți comenta, puteți, este părerea mea, am dreptul de decizie și puterea de decizie asupra mea, da? Nu vreau să influențez pe nimeni să gândească ca mine, nu vreau să forțez pe nimeni, e doar părerea mea și atât. Și să vă spun, în câteva propoziții, în ceea ce urmează, motivele pentru care aleg să fac acest lucru. Unul din motive ar fi reacțiile adverse, care au fost
Când s-a început vaccinarea, acum 2 săptămâni, 3, da? Reacțiile erau câte și mai câte. Ba că îți dă dureri de cap, ba că... Auzisem la un moment dat că ești predispus la paralizie parțială. Ba că nu știu cine nu-și mai simțea degetele, ba că era afectat encefalul cu dureri asimilate migrenii. Ba că, vă zic, nu știu, nu am o sursă sigură, vă zic, deci am adunat toate informațiile și le-am pus într-un întreg, legate cap la cap, cât am reușit și m-am priceput, da? Legate cap la cap, exact așa cum cred eu și de aceea am început și intenționez să merg pe ideea de a nu mă vaccina. Bun. Reacții adverse, multiple, mă rog, ceea ce au mai zis ei pe acolo. Bun, a fost o perioadă. S-a, bineînțeles, demarat campania de vaccinare conform planului făcut de Organizația Mondială a Sănătății și statele lumii. Ca după primul caz concret a apărut la câteva zile după. Și anume, văzusem o știre, o femeie din Belgia sau Elveția, are mai puțin importanță fix de unde era persoana respectivă, a murit la 3 ore după ce a fost vaccinată. Bine și frumos, știre preluată în mass media mondială, da? Ca după aia răspunsul, nu știu dacă a spitalului, dar al țării respective, da? Pentru că era reprezentată de o țară, a venit în felul următor. Pacientului nu i s-a efectuat testul COVID, da? Înainte de vaccinare, probabil că persoana respectivă, mai mult ca sigur, trebuia să fi fost cadru medical, pentru că știm cu toții, ele sunt prioritare. Nu i s-a fost făcut testul prealabil COVID, așa cum cere procedura, da? Și în momentul administrării serului, pacienta era deja infectată și în combinație cu boala ar fi cauzat alte complicații, mă rog. S-a trecut și peste asta. Bă, da, ce întâmplă? A fost caz izolat, nu știu să fie apărut și altele de acest gen. Nu sunt mare fan al știrilor, deci nu îmi petrec toată ziua după breaking news-uri și așa mai departe, pentru că mi-aș umple capul cu tot felul de lucruri, multe neesențiale, adică ceea ce e esențial, dacă vrei, vezi. Dacă ești probabil abonat pe social media, Facebook, Instagram, la platformele care cu adevărat nu umblă după senzațional și reflectă exact realitatea, ai toate șansele să nu-ți pierzi vremea cu lucruri inutile. Bun, mergem mai departe. Deci persoana respectivă, conform spuselor, avea COVID. Ok. Alaltă seară, deci alaltă seară, sau aseară, mă rog, aseară sau alaltă seară, îmi cer scuze, nu mi-am inteles exact când. Am văzut un reportaj la o televiziune din România publică, nu vreau să-i dau nume, cum că două cadre medicale ale unui spital, da, au contactat noua tulpină COVID după ce au fost vaccinate.
în decurs de câteva zile distanță. Bun. Aici nu există explicație logică pentru care s-a întâmplat asta. Unii spun că vaccinul, știți că sunt două vaccinuri care sunt administrate în decurs de câteva zile, 14 zile, nu mai știu exact. Bun, deci în momentul în care tu ai făcut un vaccin, să ți se zică că, bă, nu, că nu are legătură, nu face contact unul fără altul, ca doar să fie în apărarea, păi și atunci la cel mai faci pe primul, dacă al doilea vine și tu poți să iei și COVID și mori în timpul ăsta. Dar ție ți este băgat, nu că băgat pe gât, asta ți se dă. Da? Asta ți se dă. Bun. Asta e cea mai recentă știre, probabil o să mai apară nu o să mai fac vreodată vreun vlog de genul ăsta. Sper să nu mai fie nevoie. Bun. Ajungând la mine, caz particular, da? Momentan lucrez și locuiesc în Marea Britanie, țară, din păcate, cea mai afectată de coronavirus și de noua tulpină și de tot ce înseamnă COVID și carantină și să stăm în case de aproape o lună și mai avem încă o lună jumate de stat, aparent. Dar asta nu e mai puțin important, important este să fim toată lumea bine, să depășim situația asta critică care este în lume. Și revenim la Marea Britanie. Marea Britanie, unde se spune că a pornit noua tulpină de COVID. Noua tulpină care se răspândește mult mai repede, e mult mai agresivă și toate astea. Întrebarea mea, numărul 1, a fost că noua tulpină a fost lansată imediat după ce vaccinul a fost lansat, ceea ce mi s-a părut ceva necurat la mijloc. În sfârșit, am aflat însă că mai apoi am aflat că într-adevăr vaccinul are efect și asupra tulpinii 2. Și da, glumele spun că e ca la telefoane COVID 2 plus sau, mă rog, asta e mai puțin important. Da. Și am aflat că această tulpină 2 de COVID ar putea fi combătută cu vaccinul. Regula numărul 1 la vaccin, bineînțeles, este să nu ai COVID, să fii negativ în momentul vaccinării. Revin cu întrebarea. Dacă mi se face tulpina sau seria 1 de vaccin până la seria 2, contactez COVID și apar complicații sau, Doamne ferește, mai rău. Nu e vina vaccinului, e vina mea că am la COVID, nu? Logica care ni se dă de sus, așa e. Bun. Departe de polemici 5G și Bill Gates și așa cum am mai spus mai devreme, consider că vaccinarea nu este obligatorie și nu va trebui vreodată să fie așa. Pentru că decizia mea, dacă eu sunt de acord să mă vaccinez și nu mă voi vaccina din simplu motiv că mi se pare un bullshit toată nebunia asta cu vaccinul. Cred în boală, cred în toate statisticile astea negre și sumbre care ni se dau zi de zi, peste tot în lume, da? Însă nu cred în eficacitatea
supraomenească a vaccinului, care a fost dezvoltat în mai puțin de 8 luni de zile, poate chiar 6. Pentru că acum se face aproape un an de când a izbucnit pandemia și toată lumea credea că e ceva de moment care trece în 2-3 săptămâni și aia e. Dar a fost mult mai lungă, din păcate. Bun, ceea ce le-am zis și prietenilor mei. Se caută, nu că vaccin, antidot împotriva HIV-SIDA. 40 de ani plus. Nimic până în acest moment. Se caută vaccin împotriva cancerului, care era cauza numărul 1 a mortalității de pe glob. Și unul din 10-15 persoane, pentru că, după cum știți, recidivează și e mult mai periculos. Niciun răspuns pozitiv, niciun... Adică toți cercetătorii ăștia care și-au pierdut bani și toți s-au concentrat pe un singur traiectoriu, pe un singur subiect, să descopere vaccinul anti-COVID. L-au descoperit în sfârșit și ce e straniu e că sunt 2 sau 3 vaccinuri descoperite, exact în același timp. Niciunul mai devreme, niciunul mai târziu. E cum? Nu mă înțelegeți greșit. Dar cum vine asta, da? Adică, ne apucăm o dată și terminăm toți odată. În laboratoare diferite, în țări diferite, cu probe, mare parte asemănătoare, dar diferite, da? E toți, măi, oamenilor, fraților, toți au descoperit vaccinul în același timp. O coincidență stranie asupra lumii ever. Trecem mai departe. După cum știți, fostul președinte al Americii și actualul prim-ministru al Marii Britanii, anume Donald Trump și Boris Johnson, au avut și ei COVID. Adică, deși nu credeau înainte și Boris la început a fost nu vom institui niciodată carantină, când toată Europa era în carantină, vom lăsa oamenii să se imunizeze și așa mai departe, până în momentul în care el însuși a contactat virusul. Bun. Domnul Boris Johnson a fost în spital pentru mai puțin de 5 zile, cred, și Trump la fel, vreo 3-4. Trump, după a treia zi, era vindecat. Ieșise negativ la testul COVID, deși perioada de incubație atunci era 14 zile, în Marea Britanie acum s-a redus la 10. Perioada de carantinare. Bun. Au fost întrebați, probabil la spitalul respectiv sau, nu știu, au ajuns niște articole prin presă, cu mare admirare și întrebare, cum este posibil ca un om, fiind primul din lume, nu care nu face complicații, care se vindecă într-un mod atât de miraculos, spunând că cum este posibil să se vindece atât de repede. Și știți care a fost răspunsul? Vă-l spun eu. Probabil l-ați auzit. S-a folosit un medicament și un antidot în plin proces de testare în momentul de față. Și a spus tot aceeași sursă, a declarat că în momentul de față nu este disponibil pentru utilizatorii și pacienții, pentru cei care au nevoie, din lumea întreagă la scară mondială. Și probabil vă întrebați și voi de ce acum. Mă rog, acum au mai ieșit chestii și... Dar înainte se zicea stai în casă, ia paracetamol și cam aia e.
acum, mai sunt, adică nu știu cât accentul se pune pe faptul că spitalele sunt arhipline și nimeni nu mai și toată revoluția e în acest vaccin aparent. Bun, revenim la Trump. Cum e posibil să folosești ca și cobai atât timp cât tu afirmi că produsul e în testare și nu e disponibil pentru pacienții din lumea întreagă? Cum este posibil să folosești un produs de testare pe cel mai important om al planetei la momentul acela? Cum este posibil ca Trump să fie folosit drept cobai de laboratoarele de cercetare medicale și să îi se administreze ceva în plin proces de dezvoltare? Evident că acel tratament și antidot n-a ajuns nici până la ora actuală pe piață și au acces doar mari importanțe ai lumii, marile personalități. Da? Cum? Cum? Și de-aia v-am zis, aflăm doar ceea ce se vrea să aflăm, să ni se dea. Nu aflăm lucruri într-adevăr exclusive. Bun. Mergem mai departe. Toată Europa, Marea Britanie, Regatul Unit, Europa și chiar lumea și America, bineînțeles, se confruntă cu un al doilea val de pandemie care e foarte pe mult mai grav și cu mult mai multe infectări și cazuri și o mortalitate sumbră acum, în perioada 2020-2021. Dar ceea ce, nu știu, dacă greșesc, vă rog să mă corectați în comentarii. Ceea ce e încă un lucru care nu face sens și nu se leagă din punctul meu de vedere. Wuhanul, China, de unde a plecat toată grozăvia asta, cât cu lilieci, cât cu virus fabricat în laborator, teorii și conspirații sunt câte vreți, pe care vreți să o credeți, pe aia o puteți crede, eu nu mai știu ce să cred. Wuhanul din China n-a mai avut, fraților, valul 2 de pandemie, adică acolo a fost, când a început în Europa, s-a sfârșit, da? Și așa a rămas, pace și liniște. Probabil că mai sunt unele aici, colo, cazuri, dar s-au vindecat. Întrebarea mea e din nou, cum? Fără vaccin, atunci, fără un antidot la libera circulație, da? Ei s-au vindecat, adică o explozie nucleară, da? Tu să fii lângă reactor, Doamne ferește să se întâmple, afectează 3/4 din zona respectivă, continent și ce e, iar tu ca simplu localnic, tu n-ai nimic, tu ieși în tricou afară. Ce faceți, mă? Tot prăjiți, tot prăjiți. Deci cam așa e. Adică unde e focarul mare și de unde a plecat totul, s-a stins. Repet, cred în boală, cred în virus. Nu sunt din ăla să zic, bă, nu există, nu mai credeți, nu mai stați în case și altele. Cred, dar cum? Singura posibilitate, personal cred, că China nu dădea drumul la virus dacă nu aveau antidotul. Deci China nu elibera acel virus, nu scăpa din laborator acel virus, dacă ei nu aveau antidotul. Asta a fost în genuncheze marile putere ale lumii, producția oprită, lansări, evenimente și absolut tot paralizat. Da? E genocid. Deci dacă a fost exact așa cum
Este, nu-l poți cataloga ca un atac terorist, e genocid în masă. Bun. Am spus în aspectul general exact realitatea așa cum o văd eu și cum o percep eu. Trecem mai departe la părerea mea și opinia mea în legătură cu vaccinul. Referitor la efectele adverse, sunt împărțite și divizate în funcție de persoană, așa cum virusul se manifestă diferit de la persoană la persoană, așa și vaccinul va acționa diferit de la persoană la persoană. Unele persoane ar putea accepta ca atare vaccinul și fără nicio altă adversă. Nu se cunosc însă, e în perioadă, deci a fost produs și distribuit. E, pe când un tratament și un vaccin și o ceva care se pretează a fi o imunizare în masă a populației, pentru, cred că, o banală pastilă de paracetamol se fac ani de teste. Ani de teste. Însă, cum a fost așa, mult prea repede înainte. Și unul la mână sunt reacțiile adverse pe moment care pot exista sau nu pot exista. Și marea problemă apare la reacțiile adverse în timp. Nu se cunosc reacții adverse în timp, pentru că acum este doar 3 săptămâni. Dar stați să vedeți peste ani. Și nu zic că, nu știu, Doamne ferește, nu știu ce ar putea fi. Nu m-am gândit, nu anticipez, Doamne ferește să nu fie nimic. Doamne ajută, pardon, să nu fie nimic, Doamne ferește să fie, dar nu anticipez, nu pot anticipa cum ar decurge situația. Separat de asta, vaccinul în special ăsta făcut într-un ritm teribil de alert, da? Are și două serii, așa cum am zis mai devreme, da? Care se fac la un interval de... Păi de ce, fraților? N-ați reușit să concentrați soluția aia într-un singur ser? Sau de ce trebuie să fac două? Pentru un virus care a apărut din senin, adică nu e ceva... Nu știu, cum e... Ce se mai fac la copii? Vaccinurile alea când se le face de ești mic. Păi pentru ce, fraților? Pentru ce? Nu e soluția aia destul de concentrată, ca să nu-i zic apă? Da? Nu e... Și de ce trebuie ținut la minus 80 de grade? Și dacă eu fac unul din vaccinul ăla de la minus 80 de grade cu ăla care e la o temperatură normală făcută în cealaltă parte, nu se pupă, că nu e din aceeași gamă. Scuze vor fi mereu. Adică tu te-ai vaccinat din două loturi diferite, două firme diferite, reacționează diferit, ba pe colo. De ce? Bun, altă știre, alt zvon, altă chestie. Când s-au luat vaccinurile de către România, la fel a apărut un articol și chiar la știri, dacă nu mă înșel, mașina respectivă era o simplă mașină cu un covric pe ea, o chestie, ceva, o banală mașină, pur și simplu. Nu se știe dacă avea frigidere și instalație să păstreze acele vaccinuri la o temperatură optimă, că s-au luat de țara noastră, sau au fost luate ale la minus 80 de grade. Și șoferul respectiv al mașinii cu mii de doze de vaccin în portbagaj a fost staționat într-o benzinărie timp de 4 ore. Da? Motivul staționării, întrebarea mea este motivul staționării. A doua întrebare e,
alterarea vaccinului, pentru că odată un produs odată decongelat sau scos de la o temperatură atât de joasă mai are aceleași proprietăți la recongelare, la introducerea lui în camere termofrigorifice și utilizarea lui. Bun, asta e una. Ți se face un vaccin, da? Ți se introduce un ser atât de mare, câțiva mililitri în corp, da? Ser care e la minus 80 de grade. Gândiți-vă că la temperatura aia mor instant, ca ființă umană fiind și ființă fiind, adică corp viu. Și tu ai temperatura corpului tău, da? Ți se bagă minus 80 de grade în corp. Soluția aia atât de rece și atât de... Care e reacția? Cum reacționează corpul tău când primește așa ceva? Că dacă scoți o apă de la frigider acum și ai băut un pahar, mâine ai roșu în gât. Sau nu un pahar, două guri. Mâine te doare gâtul, ai roșu în gât și tușești și așa mai departe. Dar dacă ți se bagă ceva la minus 80 de grade, și de ce? Ce proprietăți așa? De ce nu se fierbe, mă? De ce nu se fierbe? Nu, frate, trebuie ținut la plus 100. Da, corect, e o comparație tocmai inspirată, dar mi se pare absurd, dar aceste reguli de păstrare, transportare, menținere, depozitare, se pare absolut. E ok, îl ții la rece. Da. Frigider, congelator, hai. Anume minus 80 de grade. Au descoperit ei, păi COVID-ul moare și la căldură, mă, numai la frig. Numai că îl îngheță. Ce, ți-a băgat ăla serul ăla în tine și gata, ți-a murit COVID-ul de frig? N-are nicio logică. Bun, nu vreau să vă mai țin foarte mult, mă apropii de final. Atât vreau să rețineți. Nu fac propagandă. Nu vreau să aud comentarii răutăcioase. E doar părerea mea. Am vrut să-mi exprim liber și public față de voi, legat de discuția avută cu prietenii mei în această seară. Nu vreau să influențez pe absolut nimeni să-și facă sau să nu-și facă vaccinul de COVID. E fix alegerea voastră ce vreți. Eu nu o să o fac. Așa. Păi dacă... Și de ce nu o să fac? Păi voi toți vă faceți, da? Deci toți sunteți în pro-vaccin, da? Că asta e o revoluție a medicinei. Nu e. E doar răspunsul la o manipulare agresivă. Care se face, da? Pentru că cu această pandemie, singurele industrii care într-adevăr s-au dezvoltat și au profitat după prăbușirea multor altora au fost farmaciile, fabricile de măști și așa mai departe, produsele farmaceutice, dezinfectant și tot ce mai folosim acum cu timpurile astea. Da? Deci voi sunteți liberi să faceți ce vreți. Înțelegeți? Deci eu nu pot să fac o propagandă pe Facebook, YouTube, mass media, social media. Nu, frate, nu, nu vaccinului, nu e așa ceva. Aveți, probabil că la 18 ani sunteți major, direct răspunzători pentru voi și situația voastră. Puteți alege dacă, probabil atunci când ești mic, adolescent, părinții o să decidă pentru voi. Dar părinții, înainte de a lua decizia, ar trebui să consulte niște păreri contra, adică nu că nu contra, niște argumente. Și apoi încerc să mă gândesc dacă mai e ceva ce n-am abordat. Și apoi să vă ia frumos de mânuță să vă ducă la cabinet să vă bage ser de minus 80 de grade. Um.
Da, ceea ce fac acum, respect legea, stau în casă, indicațiile guvernului că asta nu mă afectează, statul în casă și... Dar în momentul în care tu vii și mă forțezi... Ah, și încă ceva, că asta era să trec peste. O altă știre din România, în momentul în care acel vaccin a ajuns la noi în țară oficial, a fost că persoanele care se vaccinează cu noul vaccin anticovid și cum îi mai ziceau ei acolo, vor primi discounturi la restaurant. Bun. Dar, dragi guvernanți și ministere și care luați astfel de decizii, nu vi se pare că e o discriminare asupra populației care decide de proprie voință să nu se vaccineze? Și da, o să veniți să spuneți, păi da, nu se vaccinează, s-au făcut studii, s-au cheltuit bani și virusul va fi. Băi, au mai fost virusuri și viruși. Au mai fost. Au murit un număr de persoane, s-a trecut pandemia, lumea a mers mai departe. Nu? Adică acum ce? Că dacă, nu știu, mâine poi mâine, Doamne ferește, apare alt virus, se mai face un vaccin și mai facem un vaccin și mai facem un vaccin și o să fie, o să ajungă când ai un copil sau când se naște un copil, apoi stai că la nu știu câte săptămâni îți faci vaccinul ăla, după aia mai trece puțin îți faci vaccinul ăla, la 6 ani îți faci vaccinul de COVID, la 8 ani îți faci nu știu ce vaccin și nu... Fraților, nici câinii n-au atâtea vaccinuri, bă, băieți. Nu vreau să mă înțelegeți greșit. Sau înțeleg că s-au cheltuit niște bani și țările cumpără. Atunci când, știți, când ești disperat și nu ai portițe, încerci să te agăzi de ce ți se dă, se întinde un băț, oricât de subțire ar fi, te apuci de el că n-ai, știi că e altă, ori te apuci, ori te duci cu valul și cam asta e. Rămân la părerea mea, în ceea ce mă privește, niciodată nu voi accepta acel vaccin. Da? Dincolo de glumele care sunt pe TikTok și Facebook cu reacțiile adverse cu oamenii aceia care dau din cap, alea sunt făcute la mișto și nu e aia reacția adversă, dar sunt sigur că există și unele reacții adverse. Nu am nimic cu el, cu chestia asta. Doar că mi se pare suspect și că a apărut atât de repede și că și fără perioadă îndelungată de testare și de predispunere la toate riscurile. Cam atât. Vă spun la revedere. A fost un pic mai lung decât mă așteptam, 40 de minute aproape. Stați în siguranță, spălați-vă pe mâini, aveți grijă de voi, respectați regulile de bază, social distancing și purtarea măștii și absolut tot ce implică. Consultați și alte păreri când luați o decizie de vaccinare în special. Și nu o să mă mai vedeți făcând vloguri de acest gen prea curând, pentru că nu-mi stă în fire, dar au fost prea multe pentru care s-au adunat și vreau să le pun într-un material să vă arăt și vouă de ce. Probabil că sunt și argumente pro, mai sunt și argumente contra, doar de atât am reușit să magazinez la oaltă și să vă transmit și vouă părerile și ideile exact așa cum le-am văzut. N-am crezut, nu cred nicio sursă, nu mă încred în nicio sursă, nici de știri, nici de
speculații, zvonuri și așa mai departe. Priviți la nivel mondial, la nivel undeva de sus, priviți în ansamblu absolut tot ce se întâmplă și comparați. Cam atât am avut de spus, vă doresc numai bine, multă sănătate și să aveți grijă de voi. La revedere!